Octombrie este în fiecare an o lună a masacrului dovlecilor, asta după ce sărbătoarea Halloween a fost adoptată de o lume întreagă. Distracția și decorurile spectaculoase se transformă de fiecare dată în mii de tone de deșeuri care ajung la gropile de gunoi. Specialiștii în reciclarea companiei de salubritate Braicata recomandă câteva metode prin care dovlecii pot fi refolosiți și reciclați 100%. Luna octombrie reprezintă prilej de bucurie pentru copii, aceștia sărbătoresc Halloween-ul, prilej cu care sculptează dovleci. În urma acestei sărbători rezultă o cantitate destul de mare de dovleci. De cele mai multe ori, aruncarea dovleacului în același container cu deșeurile menajere este opțiunea la îndemână, dar asta nu face decât să mărească inutil cantitatea ajunsă în depozitele pentru deșeuri mixte reziduale. Fiind vorba despre un produs 100% vegetal, acesta poate fi refolosit complet după încheierea sărbătorii. Cantitate semnificativă de dovleci ajunge la gropile de gunoi, acest lucru ar putea fi evitat. Spre exemplu, resturile vegetale care rămân în urma sculptării pot fi folosite ca îngrășământ pentru sol, fie prin îngroparea acestora, fie adăugate în compostor. Semințele pot fi uscate și apoi consumate, reprezentând un beneficiu pentru sănătatea noastră. În cazul în care nu am sculptat dovleacul și doar l-am pictat, vopseaua poate fi îndepărtată și apoi poate fi utilizat spre consum, fie putem să-l folosim fie la plăcinte, fie să-l coacem în cuptor și apoi să-l consumăm. Managerul companiei de salubritate Braicata, Bogdan Constantinescu, a realizat o listă cu 10 moduri prin care dovleacul de Halloween poate fi reciclat în totalitate. Prepararea acestuia după sărbătoare este cea mai eficientă opțiune de reutilizare a unui aliment cu foarte multe beneficii pentru sănătate. Este nevoie de dovleci întregi pentru a prepara supe sau prăjituri, având în vedere gradul ridicat de perisabilitate al dovlecilor sculptați și expuși la căldura unei lumânări amplasate în interior. Semințele curățate de miez și sărate pot fi coapte, devenind o gustare sănătoasă, sau curățate și uscate pot fi plantate în primăvara următoare. Pentru că dovlecii reprezintă 90% apă, se descompun rapid, așa că bostanii sculptați sau resturile rămase după preparare sunt compostabile. Condiția este să fie îndepărtate din interiorul lor orice lumânări și decorațiuni anorganice, înainte ca dovleacul să fie mărunțit și depozitat în compostor, nu fără a vă asigura că au fost îndepărtate toate semințele. Dacă nu aveți compostor, puteți îngropa dovleacul săpând o gaură în care acesta să încapă în totalitate. După ce îl așezați în interior, acoperiți-l cu pământ și lăsați natura să-și urmeze cursul. Pe măsură ce dovleacul se descompune, va îmbogăți solul, ceea ce este minunat pentru flori și plante. Și în acest caz, mai întâi trebuie să scoateți semințele. Dovleacul mai poate deveni un ghiveci eco pentru o floare aflată într-un banal vas din plastic.